seara, dragi prieteni, să știți că vremea în continuare chiar urâtă, rece, în sud, în centru, în estul țării. La noapte apare Lapovița, mâine și poi mine mai avem așa niște ploi. Hai să vedem ce e pe continent. Se răcește și la nivelul întregului continent vremea, în special pe partea estică pe acolo. 5, București, 2, Chișinău, vedeți, minus 2, Moscova. Soarele apare prin țările centrale, iar ploile vin în bazinul vestic al Mediteranei, pe aici, în nordul Italiei, în sudul Franței, ploi torențiale cu peste 100 de litri de apă pe metru pătrat, foarte mult. În perioada următoare plouă cam peste tot prin sudul Europei. La noi mai apar așa niște ploi prin sudul României, prin sudul extrem. În zona Atlanticului o să pătrundă noi valuri de ploi care o să ajungă treptat până încoace în câmpia panonică. Iată-le aici. Aerul rece din estul Europei persistă în weekendul ăsta. E prezent aici, îl vedeți. Ne afectează și pe noi. După aceea, parcă ușor se mai dezmorțește vremea, se încălzește ușor și în centrul continentului, sub masă de aer cald, spre finalul intervalului, se răcește treptat în jumătatea nordică, pe sus de tot pe acolo. În țara la noi avem o noapte rece cu ninsorii meridionali, în Carpații Oriental, de asemenea, avem ceva Lapoviță prin Oltenia, prin Muntenia, prin dealurile Moldovei, de asemenea, mai mult ploi în sud-est, în partea centrală și prin nord-est pe aici. Nord-vest, iertați-mă. Se poate să se depună poleiul, vântul accentuează senzația de fric, minimele de la minus 5 la Suceava până pe la 5 grade în zona litoralului. Mâine vremea rămâne, chiar la Oradea erau 6, mâine vremea rămâne rece în sud, în est, în centru, mai plouă pe aici, la munte continuă să ningă, e și Lapoviță, dar în vest, în nord-vest, vremea este mult mai bună, frumoasă, temperaturile se opresc la minus 1 grad în nordul Moldovei, la Suceava, acolo, în Comina, până la 13 grade în dealurile de vest aici. În București o să fie foarte frig în noaptea asta, o să avem ploaie, Lapoviță și ninsoare chiar, vântul mai are ceva răbufniri, iar noi în dimineața apar condiții de Lapoviță. Mâine picură trecător și avem doar 5 grade. La munte va fi frig și o să ningă în masivele sudice, în masivele estice, de asemenea, temperaturile sunt scăzute, vântul foarte activ și doar în Apuseni vedem cu claritate soarele. Pe scurt, mâine va fi foarte frig în sud, în centru, în est, dar avem vreme mai bună în vest și în nord-vest. Duminică, în Moldova, frigul persistă, în rest să zicem că avem o ușoară încălzire, dar atmosfera e mohorâtă cu burniță în sud și în est. Luni, vremea e caldă și frumoasă în vest, nord-vest, în zonele centrale, în rest sunt niște ploi locale, un vânt mai activ în sudul țării și marți mai vin ceva ploi, de data asta în centru și în vest, picură puțin așa și prin sud, pe unde mai sunt răbufniri ale vântului. Cine nu se ridică, nu merge mai departe. Încep ultimele knockout-uri la Vocea României și apoi răzbunarea nu ține cont de vârstă. În Vlad, să aveți o seară perfectă. La revedere!